Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru weekend. Ei bine, este un weekend cu soare și lună și serios vorbesc pentru că, în primul rând, ziua de sâmbătă este despre acel moment în care e bine să ne ascultăm intuiția și să vedem partea pozitivă a lucrurilor. Pentru că există foarte mare predispoziție în ziua de sâmbătă spre certuri, discuții în contradictoriu, gelozii, pasiuni din acestea care sunt cam ia mințile. Avem energia generală luna și avem și îndrăgostiții. Îndrăgostiții care, da, simbolizează o pereche, simbolizează iubire, dar mai simbolizează și acel moment în care ne place ceva extraordinar de mult. Că e vorba despre o activitate, că este vorba despre o persoană, despre un fel de mâncare, ceva acolo ne place și e bine să fim puțin atenți. Ziua de sâmbătă predispune la întâlniri cu femeile în mod special, dar ziua de sâmbătă predispune la întâlniri ascunse. Cum ar fi, nu știu, te vezi cu o prietenă, dar nu vrei să ieși în oraș, stați așa într-un loc mai ascuns la ea sau, știu eu, mergeți într-un loc mai ascuns în oraș. Tot felul de ieșiri și tot felul de povești de iubire care se pot lega seara, însă e bine să fim foarte atenți. Cei care sunteți deja într-o relație și lucrurile nu prea funcționează pe acolo, păi în ziua de sâmbătă pot ieși tot felul de secrete la suprafață. E un moment așa în care trecutul din nou bate la ușă, eclipsa nu s-a încheiat, da? Eclipsa nu s-a încheiat și mai urmează lucruri, mai urmează dezvăluiri. Este și un moment în care suntem scoși așa din zona iluziei, însă este și un moment în care avem foarte mare intuiție. Se pot găsi soluții. Uite, se pot găsi soluții în ziua de sâmbătă pe relații. Mai ales cei care, așa cum am spus, sunteți într-o relație și lucrurile nu funcționează. Dacă ești o persoană singură și apare cineva prin ziua de sâmbătă, e ok, doar că nu te arunca înainte. Încearcă să iei lucrurile încet. Mercur e retrograd și nici energiile nu dispun la așa ceva. Ziua de duminică e mult mai frumoasă. Avem energia soarele, energia generală și avem și faetonul. E o zi în care putem să facem călătorii, să, nu știu, facem o plimbare. Este o zi foarte frumoasă în care lucrurile se pot clarifica, e o zi în care drumurile pot fi mult mai libere, pot fi mult mai bune pentru noi toți. Bine, oricum e duminică și nu prea e trafic în oraș sau unde stați voi, dar chiar ziua de duminică este foarte bună. Ne pot veni musafiri în vizită, putem să mergem noi undeva. E o zi așa liniștită în mare parte, ziua de duminică. Chiar Venus intră în rac undeva duminică seara și o să discutăm și despre asta. Însă, interesant este că ziua de duminică vine și cu o oarecare așa trezire la realitate. Deodată se aprinde lumina și unii e posibil chiar sâmbătă să luăm niște decizii ciudate, să facem tot felul de afirmații și să ne trezim duminică dacă lucrurile nu sunt chiar așa. Așa cum am spus, călătoriile ne pot ajuta foarte mult duminică, dar este o zi care predispune spre bucurie, spre victorie. Acum, pot fi și lucruri ciudate, pentru că totuși suntem în energia spânzuratului, care da, are și semnificații pozitive, dar are și semnificații mai puțin pozitive. Cum ar fi blocaje care pot apărea, da? Poate să fie o zi în care deodată ne dăm seama că e bine să abordăm altfel o anumită situație. Este ca și cum începem în sfârșit să vedem partea pozitivă a unei situații, partea pozitivă a vieții. Nu știu, te bucuri că a răsărit soarele, te bucuri că ai văzut, nu știu, o fostă prietenă sau și așa mai departe. Bun, cam atât în mare parte și încă ceva, ziua de sâmbătă e cu foarte mari surprize. Da? E bine să ne ascultăm intuiția și să nu exagerăm cu absolut nimic. Bun, cam atât în mare parte. Vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție și de asemenea te invit la previziunile pentru următoarea săptămână, pentru că acolo avem niște surprize, se întâmplă lucruri, se găsesc rezolvări, vine și ajutor din partea lui Venus, proaspăt intrat în rac,
Am discutat deja pentru toate zodiile, aveți filmările la secțiunea playlist-uri sau la videoclipuri, mai jos după capitole, unde vreți voi, le găsiți peste tot. Și hai să începem cu zodiile. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi ziua de sâmbătă poate să fie puțin aglomerată. Sunteți prinși acolo cu niște activități legate de casă, de familie. Este o zi în care aveți foarte multă intuiție, veți rămâne surprinși de diferite aspecte ale vieții. Puteți să vă ocupați foarte mult de viața voastră privată. E ceva care, nu știu, vă ia așa o piatră de pe suflet. Vă face să vă simțiți mai bine. Însă, atenție puțin și pe sănătate. Nu exagerați, dragi berbeci, cu absolut nimic, că e mai bine așa. Undeva spre seară lucrurile se rezolvă și uite că poți să ieși undeva într-o adunare de oameni. Poți să intri în contact cu niște prieteni. De asemenea, tot sâmbătă seara e un moment bun să ieși în lume. Da? Duminică, uite, în prima parte a zilei e un moment acolo ciudat în care nu prea înțelegi tu ceva anume. Atenție la ce visezi duminică dimineață. Și tot în ziua de duminică, uite că pot apărea tot felul de situații ciudate. Una ai crezut tu și alta se întâmplă. Da? Venus intră în rac și asta înseamnă pentru tine că se îmbunătățește relația cu familia, relația cu zona imobiliarelor, poți să-ți înfrumusețezi casa, de asemenea relația cu rudele poate să devină mai bună, dar și relația cu trecutul. Hai să vedem, dragi berbeci, dar o să mai discutăm despre Venus asta în rac pentru că stă acolo. Stă acolo și ne ajută. Stă până prin iunie. Hai să vedem, dragi berbeci, ce faceți voi. 9 de bâte. Vă simțiți cam obosit sau vă este teamă de ceva anume? 5 de bâte. Aveți voi acolo o agitație interioară. Vă e teamă de ceva anume, tot stați în gardă și spui stai să nu pierd trenul, să nu pierd persoana, să reușesc să duc totul la bun sfârșit. Apoi avem regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Este un weekend în care tu vei vedea lucrurile mult mai clar și este un weekend în care poți avea legătură cu o persoană cu uniformă sau poți avea legătură cu o persoană pe care tu o respecti foarte mult, poate să fie și o persoană mai în vârstă pentru unii berbeci. Asul de bâte, ultima carte, o veste bună care apare, este un moment în care ai mai multă energie, însă pentru doamne și domnișoare în mod special, e valabil și pentru domn, dar într-o mai mică măsură, vedeți că poate să apară o nouă persoană care să vă dea puțin de gândit. Da? Astfel de bâte poate să vină și cu o speranță nouă, cu o activitate pe care o faceți și care e destul de interesantă. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi, weekendul vine așa cu tot felul de lucruri ciudate legate de relații. Cel puțin ziua de sâmbătă e foarte intensă pe așa ceva. Vă vin persoane în vizită, mergeți voi undeva, aveți de făcut un curs, studiați ceva, vă întâlniți cu niște oameni, aveți de lucru pe undeva anume. Undeva sâmbătă seara vedeți că se aglomerează povestea pentru voi și sunteți foarte mult prinși pe ceva anume. Fie vreți foarte mult să vă afirmați, fie este un moment în care vă dați seama că ceva mai trebuie schimbat prin viața voastră, că e o persoană, că e un stil de viață. Pe acolo se întâmplă tot felul de lucruri și unii tauri vă puteți afirma sâmbătă seara, puteți să ieșiți în evidență. Duminică, 7 mai. Uite, în prima parte a zilei te simți tu ciudat. Este o situație legată de un grup de oameni din care faci parte. E ceva legat de niște prieteni, de un grup. Poate să fie și un grup de pe un site de socializare, o echipă, o comunitate. Și îți dai tu seama așa că nu prea mai funcționează treaba, că nu prea e locul tău pe acolo. Poți avea tot felul de activități cu prietenii, cu familia, însă interesant este că Venus, guvernatoarea ta, intră în semnul racului și de aici te ajută foarte mult pe drumuri, pe comunicare. Iubirea poate să bată la ușă undeva prin vecini sau prin anturajul tău și de asemenea, dacă ești taur într-o relație, se poate îmbunătăți comunicarea cu partenerul. Hai să vedem, dragi tauri, ce faceți voi. E o perioadă în care deveniți așa mai sensibil. 2 de bâte, 2 de bâte, dragi tauri, și cavalerul de monede, un drum lung pe care îl faceți sau cineva vă vine în vizită de la drum.
aveți niște discuții aici serioase. Însă unii Taur văd că sunteți foarte siguri pe voi și vă hotărâți să o porniți într-o anumită direcție. Poate să fie vorba aici de o așteptare mare în care sunteți puși, însă eu vă simt foarte bine organizați. Valetul de cupe, o legătură cu o persoană mai tânără sau valetul de cupe poate să spună despre niște cuvinte de laudă, de apreciere pe care le primești. Apoi avem luna, o legătură cu zodia pești, rac sau scorpion. Dragi Tauri, este un weekend în care sunteți foarte ușor de impresionat, mai ales începând cu ziua de duminică. Atenție puțin la o femeie, dar uite, poate să fie și un weekend în care ai tot felul de discuții din acestea, nu știu, legate de zona ezoterică, adică spiritualitate. Pot fi tot felul de decizii, da, care se iau. Poate să fie ceva legat de un copil pentru unii Tauri, ceva aici să vă dea puțin de gândit. Zodia Gemeni. Dragii mei Gemeni, ziua de sâmbătă vă găsește foarte prinși pe muncă. Fie faceți curățenie în casă, alții Gemeni vă duceți la cumpărături, reușiți să vă faceți și proiectul pentru muncă. Sunteți, ce mai, aveți multă treabă în ziua de sâmbătă. Pe de altă parte, este o zi bună în care reușiți să vă afirmați, în care vă simțiți bine, vă simțiți energii, sunteți foarte plini de viață. De asemenea, puteți să primiți apreciere pentru activitățile pe care le faceți, iar unii Gemeni reușiți să găsiți o soluție la o problemă de sănătate. Da? Pe de altă parte, sâmbătă seara, uite, e un moment de socializare pentru tine. Ieși undeva, te sună o persoană, intri în contact cu cineva, alți Gemeni chiar vă apucați și studiați ceva, analizați o situație. O legătură văd aici cu o persoană din străinătate pentru unii Gemeni sau o persoană care cumva studiază așa la nivel înalt. Este și un moment în care aveți voi foarte mare încredere în voi, dar uite, dacă ești aflat într-o relație, poți să ai o întâlnire cu persoana iubită și să-ți mai clarifici niște chestii. Dacă ești singur sau singură, vezi ce faci, multă socializare pentru că sunt șanse să apară cineva. Dar aici aș merge și pe ideea de a avea conversații plăcute cu persoana aia, nu văd neapărat pasiune ieșită din comun pentru unii. Duminică, 7 mai, uite, de dimineață pot apărea conflicte în relația cu un părinte, în relația cu partenerul de viață. E ceva acolo, nu știu, care nu-ți place ție. Da? Poate nu ești tu direct implicat, poate vezi și tu doi oameni că nu se înțeleg și te simți ciudat. Ideea este că duminică seară Venus intră în rac și asta e extrem de bine pentru tine, pentru că te ajută să-ți mai rezolvi acele probleme financiare, îți dă încredere în tine, vei cheltui bani pentru frumusețea ta, pentru plăcerile tale, bineînțeles. Este un moment în care, uite, poate să-ți crească posesivitatea, adică să spui gata, e partenerul meu și atât, nu mai vreau să mai aud de nimeni. De asemenea, Gemenii care sunt singuri, nu știu cât de mult vă veți concentra voi pe iubire, cât stă Venus pe acolo, cât mai degrabă o să vă iubiți pe voi și asta tare bine ar fi. Tare bine ar fi. O să aveți așa o perioadă în care o să vă placă și în farfurie să vedeți totul foarte bine aranjat înainte să mâncați. Ei, și nu-i nimic rău în asta, dragi Gemeni, că eclipsa asta presupune să vă schimbați și niște obiceiuri pe care le aveți. În bine. Da. De la urmă, aspectul contează. Da. Ce să spun? Mai contează și asta. Puterea pentru tine, regele de cupe, dragi Gemeni, trecutul bate la ușă, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești și o legătură cu un leu. Dragi Gemeni, cineva e tare supărat aici, fie voi, fie cineva din jurul vostru, e supărat, are inima frântă. 7 de cupe, niște alegeri pe care cineva le are de făcut. Însă, dragi Gemeni, fiți și voi atenți, adică nu încercați să vă lăsați impresionați de toate nebuniile posibile, pentru că Mercur al vostru nu intră o poziție foarte bună. 2 de cupe, o întâlnire pe care o ai cu o persoană dragă ție, o bucurie pe care o ai, o discuție pe care o porți cu cineva. Foarte intens este acest aspect de trecut și de relație cu rudele. Zodia Rac. Dragi raci, o las pe Venus la final, normal ar trebui să încep cu ea. Uite, sâmbătă e un moment foarte bun pentru tine să
Faci o călătorie cu un copil, cu persoana iubită. E un moment în care poți să studiezi ceva ce îți face plăcere, ceva ce te ajută. Ziua de sâmbătă, mulți raci o veți sacrifica pentru propriile plăceri. Și asta mă bucură foarte mult. Dacă ești într-o relație, uite, poți să găsești acum niște soluții. Și iar dacă ești un rac singur, vezi ce faci, da? Mergi acolo unde te simți bine, ea și te distrează, pentru că dragostea poate să fie după colț. Apoi, undeva sâmbătă seara, deja ești prins pe muncă, pe sănătate. Și atenție să nu răcești. Mie acum îmi vine să strănut, iar. Și nu înțeleg, pentru că am doar anumite zodii la care simt chestia asta. Da. Dacă strănut, se aude prea tare și știu că unii mă ascultați în căști. Revenind, deci de sâmbătă seara, atenție puțin pe sănătate, nu e neapărat ceva negativ, dar vezi să te îmbraci bine, chiar dacă afară pare cald. De asemenea, poate să fie o sâmbătă seara aglomerată, în sensul că îți vin musafiri în vizită sau e nevoie să faci pe acolo curățenie prin casă, e nevoie să schimbi ceva, faci niște activități care îți plac maxim, dar vezi că te consumă, încă nu ești obișnuit suficient cu energia lui Pluton vărsător, iar duminică, în prima parte a zilei, chiar atenție, pentru că e un moment în care vă dați voi seama așa că teoria din mintea voastră cam nu e aceeași cu practica. Vedeți ce faceți, nu vă pierdeți credința și vedeți ce sfaturi primiți, de la cine, da? Și ce se întâmplă. Unii raci chiar e posibil să vă dați seama că v-ați făcut o impresie greșită față de cineva, față de ceva anume. Iar Venus intră în zodia voastră duminică seara și stă acolo toată luna mai. Asta înseamnă că te vei ocupa mai mult de tine, de frumusețea ta, de plăcerea ta, vei merge, vei cumpăra tot felul de chestii ca să te înfrumusețezi, vei străluci de-a dreptul și îi vei cuceri pe toți și asta ne bucură foarte, foarte mult. Iar indiferent dacă ești un rac singur sau aflat într-o relație, gata, începi să te concentrezi pe plăcerile tale, pe ceea ce îți face bine. Hai să vedem, dragi raci, ce faceți voi. Judecata, asul de spade, aici se ia o decizie pentru voi. Vă revedeți cu o persoană sau unii raci poate așteptați un răspuns. E ceva legat de o relație stabilă în care lucrurile nu mai funcționează, iar unii raci chiar o să vă dați seama de-a binelea în acest weekend că ideile voastre, credințele voastre, principiile voastre trebuie puțin schimbate. Nu au fost bune până acum. O decizie importantă care se ia în cadrul unei relații din viața ta. Moartea, o legătură cu un scorpion. Da, dragi rași, ceva se închide, ceva se transformă pentru voi în acest weekend. Simt aici că veți trăi foarte, foarte intens. Apoi avem spânzuratul, o legătură cu zodia pești. Vezi că acest weekend este simbolic pentru tine, pentru această lună mai. Cu siguranță încep anumite evenimente care vor avea o importanță mare pentru sufletul tău. Și tot... e un weekend așa în care se decide ceva, se decide ceva care, așa cum spuneam, te lasă pur și simplu destul de surprins. Dragi raci, poate e bine să vă deschideți și voi în fața noutăților, să lăsați puțin trecutul ăla în urmă, că trecutul vine și pleacă. Da? Alți raci, posibil chiar voi să fiți cei care spuneți, uite, eu nu mai cred în persoana asta, eu nu mai cred chestia asta și... hai să acționez. Unii puteți să reluați legătura cu o persoană. Zodia Leu. Ziua de sâmbătă pentru tine e foarte interesant. Doar că e foarte aglomerat. Ai foarte multe chestii de făcut pentru casă, familie, trecutul bate la ușă. Probabil ai avut chestii de făcut și n-ai apucat, n-ai avut energie. Însă, interesant este că e bine să fii puțin atent și pe sănătate în acest weekend, mai ales dacă vezi că revin anumite simptome. Ia o pauză că e weekend și pentru tine. Pe de altă parte, sâmbătă seara, deja începi să te simți mai bine, să te relaxezi, să te distrezi. Uite, o plimbare cu persoana iubită ți-ar prinde bine, niște rude care îți vin în vizită, mai văd aici niște discuții care se pot relua cu partenerul, faci tu acolo o activitate care îți face plăcere, împreună cu o persoană dragăție sau împreună cu un copil. Duminică, 7 mai, este un moment pentru tine, mai ales de dimineață, în care, nu știu, ori nu-ți iese cafeaua, ori îți dai seama că
ceva nu-ți place, ceva nu funcționează pe acolo, pot apărea conflicte în relația cu un copil de dimineață sau în relația cu persoana iubită. Da, nu vă imaginați acum că sunt chestii nu știu de care. Da. Și nu exagerați, dragile ei, pe sănătate. Chiar nu. Duminică Venus se mută în rac și se mai liniștesc apele, da, pe tot ce ține de lucruri ciudate, ascunse, dușmani, trădări, trecut. Se mai liniștesc pe acolo apele și uitați că aveți și voi o protecție specială. Vă crește intuiția foarte mult atunci când vine vorba de cariera voastră, de viața voastră. Sunteți foarte mult ajutați, da, să vă exprimați, sunteți foarte mult ajutați să ajungeți la informația necesară vouă. Începând cu ziua de duminică, timp de o lună de zile. O să mai discutăm despre Venus în rac. Hai să vedem, dragile, ce faceți voi. S-a întors o carte. Faietonul. O legătură cu un rac pentru unii dintre voi și magician. Sunteți prinși aici, aveți tot felul de drumuri de făcut. Pe de altă parte, se poate amâna un drum pentru unii lei, de asemenea, este un moment aici de triumf, un moment de bucurie. Parcă e acel moment în care spui, bun, pe aici mi s-a închis drumul, dar hai să găsesc o soluție, că există cu siguranță și o să o găsiți. Luna, din nou, o legătură poate și cu alte zodii de apă, scorpion, pești. E o decizie importantă pe care o ai de luat, dar uite, ți-aș recomanda să fii totuși foarte atent pe drumuri. Da? Adică respectă viteza regulamentară și așa mai departe, să fie totul legal. Atenție puțin la o femeie, pot apărea discuții cu o femeie legată de un drum, legate de zona aceasta, iar apoi avem arcana majoră, diavolul, o legătură cu un capricorn. Poate să fie, uite, și un weekend în care e bine să fii foarte atent pe excese, ți-am spus. Atenție pe zona aceasta. Pot fi tot felul de discuții intense legate de drumuri, de mutări, de relocări. Poate să fie și un moment în care vrei să te distrezi, vrei să te simți bine. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi weekendul vă prinde pe drumuri. Sunteți prinși pe tot felul de drumuri pe care le aveți de făcut. Puteți să ieșiți într-un cerc de prieteni, puteți să vă vedeți cu niște persoane dragi vouă. Puteți să cunoașteți pe cineva, știu eu, aveți chef de comunicare, de învățat, de studii și ieșiți în lume foarte mult. Undeva sâmbătă seara, deja vă concentrați pe casă și pe familie și pe trecut, de ce nu? Și sunteți prinși acolo cu tot felul de activități. Poate, nu știu, aveți parte de niște discuții intense, de niște discuții profunde cu niște rude. Alții vă gândiți serios și vă faceți planurile cum anume să rezolvați ceva legat de casa voastră, legat de un copil pentru o afacere de familie, deci sunt niște discuții. Duminică 7 mai, prima parte a zilei poate să vină cu niște conflicte în relația cu persoana iubită, în relația cu partenerul sau conflicte cu rudele. Și interesant este că Venus intră în rac și uite că iubirea poate să apară începând cu 7 mai până prin iunie, atenție, printr-un cerc de oameni din care faci parte pe zona aceasta internetului, iubirea apare de acolo de unde te aștepți mai puțin și iar dacă ești într-o relație, uite că vei ieși mai mult în lume cu partenerul sau în sfârșit reușiți să vă clarificați acel plan de viitor, viitorul relației, că unii cu siguranță aveți probleme pe acolo. Da, hai să vedem, dragi fecioare, ce faceți voi. Ce faceți voi în acest weekend? 5 de bâte, dragi fecioare, 5 de bâte. 5 de bâte, regele de cupe pentru tine și 10 de bâte. Dragi fecioare, ceva vă agită aici, ceva vă agită. Vă simțiți obosiți unii dintre voi. V-ați luat prea multe responsabilități sau vă luați prea multe responsabilități. E ceva ce atârnă greu aici pe umerii tăi și văd aici 5 de bâte, adică o discuție în contradictoriu sau o luptă pe care o dai ca să ajungi cumva acolo unde trebuie. O legătură cu o zodie de apă pentru unii dintre voi, rac, scorpion sau pești, dar și pe partea aceasta medicală. Mare atenție pe sănătate, dragi fecioare, adică nu exagerați, da? Înțelegeți că trebuie să vă mai schimbați puțin perspectiva asupra lucrurilor. O persoană din trecut poate să revină. Împăratul, o legătură cu un berbec,
Deci tu iei o decizie importantă în acest weekend, împăratul vine cu o clarificare, însă este și un moment în care primești o veste, primești o soluție, se ia o decizie undeva anume și poți să ai legătură cu o persoană cu autoritate asupra ta. Zodia Balanță. Dragi balanțe, pentru voi ziua de sâmbătă vă găsește pe la cumpărături. Dar atenție totuși ce faceți, da? Sunteți foarte bine susținuți, mai reușiți să mai rezolvați din probleme, pot avea loc tot felul de discuții, fie la muncă, fie legate de sănătate, în sfârșit se mai clarifică așa apele pentru voi, însă undeva sâmbătă seara deja sunteți puși pe drumuri, pe întâlniri și vă întâlniți cu persoana iubită, ieșiți undeva anume, vă distrați, vă simțiți bine, aveți chef să trăiți intens sâmbătă seara, iar duminică 7 mai, chiar de dimineață, atenție puțin pe sănătate și atenție puțin pe drumuri de dimineață sau discuții în contradictoriu care pot apărea în legătură cu niște activități din casă. Nu știu, cineva trântește ușa și te-a trezit, da? Sau cineva îți spune, uite, trebuia să faci asta și n-ai făcut. Venus, guvernatoarea ta, intră în semnul racului și stă acolo toată luna mai, deci te mai ajută să-ți mai rezolvi din acele probleme legate de persoanele cu autoritate din viața ta, adică partenerul de viață, șeful, un părinte, apare vindecarea, apare soluția și este un moment în care vei fi foarte mult scos în față, vei ieși în evidență, ceilalți te vor aprecia, te vor aplauda și așa cum spuneam, se mai rezolvă din acele probleme. Da? Să mai spun de unde vine norocul, nici nu știu. Norocul pentru tine, uite, vine din zona aceasta banilor, a eliminărilor, da? Fie că reprezintă a-ți schimba un stil de viață, a arunca niște haine vechi, da? Fie reprezintă un noroc legat de moșteniri, partaje, știu eu, pensie, burse, da? Deci pe acolo e ok tot înainte. Dacă ai ceva de rezolvat, acum e momentul tău, nu neapărat duminică, îți dai seama, eu mă refer pe toată luna mai de duminică încolo. 3 de monede pentru tine, lucrezi la ceva, 8 de cupe. Da, dragi balanțe, se pare că abandonați ceva, lăsați ceva în urma voastră. Fie e nevoie să mergeți la o petrecere și spuneți nu, nu merg, stau să repar nu știu ce, stau să rezolv nu știu ce chestie. Poate să fie și un moment în care pur și simplu te hotărăști să-ți schimbi puțin modul de a aborda viața și te concentrezi pe studiu. 10 de cupe, o întâlnire cu familia, o bucurie pe care o poți avea. Uite, prin studiu tu poți să rezolvi ceva. Nu-ți merge o situație, da? Cu un prieten, un proiect. Încearcă să te informezi că e foarte ok. Apoi, ultima carte, împărăteasa, o legătură cu zodia Taur. Da? Este un weekend în care tu te vei concentra foarte mult pe plăcerea ta, pe bucuria ta. Poate, cine știe, vei achiziționa tot felul de lucruri care să-ți facă bine, care să te ajute și îți poate veni cineva în vizită sau poți să mergi tu undeva. O femeie poate avea un rol important pentru tine. Zodia Scorpion. Dragii mei scorpioni, pentru voi prima parte a zilei de sâmbătă este foarte interesantă, sunteți foarte prinși cu un copil, cu o călătorie, sunteți foarte prinși acolo pe studii alții dintre voi. E un moment în care vă cam crește așa încrederea în voi și spuneți, uite, eu m-am gândit, ia hai să fac lucrul respectiv și îl faceți și vă iese bine și aveți parte de surprize plăcute. Undeva sâmbătă seara deja sunteți concentrați pe valoarea voastră personală, spuneți, uite, eu sunt persoana cu tare, eu vreau să fac asta, îți pot veni bani sâmbătă seara sau dacă ieși undeva vezi că primești reduceri sau se întâmplă tot felul de chestiuni de genul acesta. Și de asemenea, dragi scorpioni, undeva sâmbătă seara, nu știu, ori e un moment în care tu te impui în casă și în familie că vrei respect, vrei apreciere, fie este un moment în care te simți bine, ceilalți îți oferă ceea ce meriți, da? Apreciere, respect. Poți să schimbi ceva prin casă, să faci o investiție. Duminică, 7 mai, uite, de dimineață pot apărea niște conflicte în relația cu un copil, cu persoana iubită sau niște conflicte legate de niște drumuri scurte pe care le ai de făcut.
Venus intră în rac. Asta înseamnă că fie persoana iubită poate să apară de undeva de prin străinătate, de prin alte culturi, de prin alte religii, fie prin zona studiilor superioare, pe acolo poate să fie cineva, doar că vezi că e o persoană mai retrasă, asta pot să-ți spun. Dacă ești un scorpion aflat într-o relație, uite că în sfârșit ai ocazia să găsești niște soluții, dar vezi că sunt soluții care țin fie de psihoterapie, tot ce ține de rugăciune, de meditație, zona energetică, pe acolo e răspunsul. Și da, rezolvi povestea, pentru că norocul e chiar pe contracte, asocieri, parteneriat. Hai să vedem pe scorpioni. Asul de bâte și 3 de bâte. O veste pe care o primiți, o activitate pe care o faceți. Marele preot, 7 de spade, o legătură cu un taur. Dragi scorpioni, ceva aici nu vă place vouă. Ceva nu vă place legat de niște reguli, legat de ceva ce învățați, ceva legat de partenerul vostru, ceva nu vi se pare etic, nu vi se pare moral, nu vi se pare corect. Și apare asul de bâte, adică un nou mod de a acționa, un nou mod de a pune problema. Și avem un 3 de bâte, un drum scurt pe care îl faci sau o discuție pe care o ai. Iar ultima carte pentru tine este împărăteasa, o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. Împărăteasa în acest context poate să-ți spună și faptul că reușești să te stabilizezi într-o poveste, reușești să te ocupi și de tine, de sufletul tău. Poate să fie și un weekend în care o femeie mai matură poate avea un rol important în viața ta. Simt așa că unii scorpioni sunteți puși așa pe distracții, pe a vă simți bine. V-am spus că indiferent ce ar fi, e o situație din care ieșiți bine. Mergeți undeva la un restaurant sau vă plimbați undeva. Zodia Săgetător. Dragii mei săgetători, ziua de sâmbătă vă găsiți așa cam izolați. Nu aveți voi chef prea multă de comunicare, aveți tot felul de drumuri ciudate de făcut, ascunse, sau aveți voi acolo ceva ce țineți secret. E ceva intens, e ceva profund, e ceva din trecut. E o perioadă în care este adevărat, vreți să trăiți voi intens, puteți să aveți o întâlnire cu o persoană dragă vouă, o întâlnire pasională sau să aveți niște discuții intense. Trecutul bate la ușă serios pentru voi în ziua de sâmbătă. Poate, știu eu, vă întoarceți în locul natal, mergeți în vizită la părinți sau la bunici, nu știu, fiecare pe unde a stat. Apoi, de sâmbătă seara deja trec apeți energia. Deci uite, dacă poți să mergi în locuri vechi, da? Sau în locuri care ție ți-au fost dragi, da? Uite, de acolo să știi că poți să te încarci foarte mult și chiar sâmbătă seara, știu că e seară, dar te vei simți energic, îți vei recăpăta forța. Mai mult decât atât, poți să faci un drum sâmbătă seara spre undeva anume. Tot sâmbătă seara pot apărea niște discuții cu o persoană dragă ție. Îți vine cineva în vizită, e un drum acolo interesant, poți să înveți ceva. Iar duminică, în prima parte a zilei, pot apărea conflicte în relația cu o persoană cu autoritate din casă și din familie. Poate să fie și un moment în care nu simți tu acea siguranță, nu te simți tu stăpân pe tine. Și Venus intră în rac. Dragi săgetători, urmează o perioadă în care veți trăi intens, intens dragostea. Da? E cu multă pasiune, sunt chestii acolo profunde pe care le trăiți. Mai mult decât atât, puteți să faceți tot felul de activități interesante, iar săgetătorii care aveți niște probleme de sănătate, acum e momentul să le eliminați din viața voastră. Fie că mergeți la medic, da? Fie că e nevoie să vă schimbați puțin stilul de viață, rutina voastră zilnică, acum e pentru voi. Dacă ești într-o relație, crește pasiunea, trăiți intens, fai cum n-ați trăit niciodată, ieșiți prin cercuri de oameni, vă vin persoane în vizită. Iar dacă ești un săgetător singur, da, sunt șanse să apară un suflet pereche, fie printr-un cerc mai mare de oameni, printr-o adunare, fie la locul de muncă. Deci, vezi ce faci pe acolo. Cavalerul de monede. Cavalerul de monede și regina de bâte. Este un weekend în care tu reușești să te organizezi foarte bine, să-ți organizezi foarte bine obiectivele, plăcerile tale, știi foarte bine ce vrei. Însă, uite, văd și un drum pe care îl faci către un loc drag sufletului tău. Apoi avem valetul de cupe, o legătură cu un copil sau cu o persoană mai tânără. Poate să fie așa și un weekend în care ești mai emoțional decât de obicei. Iar ultima carte, regele de cupe, o legătură cu zona medicală pentru unii sau
cu o persoană care are o problemă de sănătate sau intri în contact cu o persoană din trecut. Unii puteți să intrați în contact cu o persoană dintr-o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Foarte interesant. Da, puteți să cunoașteți o nouă persoană, dar unii săgetători văd că sunteți aici într-o adunare de oameni undeva anume. Intrați în contact. Zodia Capricorn. Dragii mei Capricorni, pentru voi ziua de sâmbătă este bună pe socializare. Intrați în contact cu foarte mulți oameni, discutați cu tot felul de persoane, ieșiți undeva, vă distrați, vă relaxați, vă simțiți bine. Undeva sâmbătă seara vedeți că vă pierde energia, adică nu mai aveți energia necesară. Deja vă ia somnul, deja vă simțiți obosiți și tare bine ar fi să vă faceți o baie fierbinte sau să vă relaxați cumva. Ce vă relaxează pe voi? Că beți un ceai, că nu știu, stați așa doar în pat sau că vă plimbați, nu știu, faceți ceva pentru sufletul vostru pentru că vă puteți încărca foarte mult bateriile. O apreciere pe care o primești de acolo de unde te aștepți mai puțin. Dacă ai de primit bani, uite, da, sâmbătă seara e un moment. Duminică, 7 mai, prima parte a zilei, poate să vină cu niște conflicte legate de drumuri, dragi capricorni. Soluția acolo e să acționați voi. Soluția e să dați dovadă de maturitate, să organizați povestea pentru că e ceva nu în regulă. Sau sunteți voi stresați, nu știu, așteptați pe cineva să vă vină în vizită. Sau o persoană dragă vouă, nu știu, vă vine în vizită sau face ceva. Poate e cineva care vă cere să ieșiți la o plimbare și voi spuneți da, dar n-am chef că sunt obosit sau vă scoate din zona de confort. Venus se mută în rac. Asta înseamnă că se mai rezolvă, dragi capricorni, din acele probleme din relațiile cu ceilalți, în special relații de iubire, relații de afaceri, relații cu șefii, relații cu propriul copil. Doar că da, la un moment dat normal că apar și tensiuni, că la un moment dat Venus de acolo face o poziție cu soarele, cu luna, cu ascendentul sau cu marcajul tău pe Capricorn, ce mai ai pe acolo. În mare parte e o lună mai bună pe relații pentru tine, să știi. Pentru că așa cum am spus, se mai rezolvă din anumite probleme. 2 de monede, 2 de monede și turnul. Bun, turnul, Marea Preoteasă, 3 de spade. Dragi Capricorn, e secretă la suprafață pentru voi în acest weekend. Este un moment în care se ia o decizie care vă pune într-o situație în care nu prea știți ce să faceți. Dacă erați într-o astfel de situație și nu știați cum anume să acționați, nu știați ce e mai bine pentru voi, ei, în acest weekend se găsește soluția. Judecata, te revezi cu o persoană dragă ție, văd aici o știre care te poate impresiona sau știu eu un articol. Pe de altă parte, e un moment în care, uite, poți să afli de o decizie care schimbă destul de mult lucrurile. Ultima carte, Roata Destinului, este totuși un weekend norocos pentru tine și este un moment în care acest eveniment neașteptat te ajută foarte mult, e norocul tău. Chiar dacă uneori norocul ăsta e mascat printr-un eveniment mai puțin plăcut, dar nu văd neapărat să fie neplăcut pentru tine. 2 de monede, 2 case, 2 situații, 2 persoane, 2 activități, 2 chestii diferite. Pe aici vine surpriza, dar e un moment foarte bun, foarte norocos. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, pentru voi ziua de sâmbătă e bună, vă afirmați, vă simțiți bine, toată lumea vă aplaudă, aveți tot felul de chestii de făcut și le rezolvați și sunteți bucuroși. Când spun că aveți chestii de făcut, mă refer și la muncă prin casă sau poate unii lucrați, alții aveți altfel de activități de făcut. Studiați sau știu eu, ideea e că ieșiți bine din povestea asta, undeva spre seară, chiar e ok. Apoi, undeva sâmbătă seara, intri în contact cu mai mulți oameni, cu prietenii tăi, stai mai mult pe internet. E un moment în care, uite, vei fi foarte mult apreciat pentru ceea ce vei spune, dar este și un moment în care vei încerca fie să
predai unei persoane o lecție de viață, fie e un moment în care ai foarte mult curaj și în sfârșit îți expui părerea în legătură cu viitorul unei relații, în legătură cu un grup de oameni. Adică dacă e să ieși undeva, ești remarcat, te simți bine, ești acolo în apele tale. Duminică, 7 mai, prima parte a zilei, poate să vină cu niște conflicte legate de bani sau e un moment în care dacă vrei să ieși într-o adunare de oameni, ceva nu-ți place, nu te simți tu apreciat, nu te simți bine. Să spun că mergi pe stradă și cineva din greșeală dă peste tine și te simți aiurea, spui da, dar acum să nu mă vadă pe mine. Da? Se mai întâmplă. Sau poate ai de mers undeva. Poate să apară și un moment ciudat legat de finanțele tale, legat de banii tăi. Iar Venus intră în rac, asta înseamnă că pentru tine chiar aduce Venus vindecare la propriu. Deci dacă ai o problemă de sănătate, mergi și caută un medic după 7 mai. Bine, recomandarea mea după 15, dar dacă e ceva care chiar trebuie să mergi, mergi, lasă-l pe Mercur, mergi că e de mers. Poți să găsești o soluție, poți să te simți mai bine, se îmbunătățesc lucrurile. Rezolv niște probleme legate de muncă alți vărsători, primiți bani de acolo, găsiți proiecte, găsiți un job secundar sau ceva de genul acesta. Da? Poate e ceva ce te va ajuta să-ți crești mai mult încrederea în tine. Hai să vedem, dragi vărsători, ce faceți voi. Valetul de monede și 7 de spade, turnul. Dragi vărsători, studiați voi ceva aici și când aflați ce aflați, rămâneți așa destul de, nu știu, surprinși. E ceva ce nu-ți place aici legat de un adolescent, legat de o persoană mai tânără. Mai văd aici faptul că e un moment în care fie îți urmărești tu interesul, fie afli o veste care nu-ți place sau cineva face un gest față de tine care nu e foarte plăcut. Ultima carte, Regele de Bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Dragi vărsători, dacă sunteți curioși acolo să aflați voi niște secrete, să vedeți voi despre ce e vorba, păi dacă vreți să faceți asta în acest weekend, le aflați, dar țineți-vă bine. Da? Sunt chestii eliberatoare până la urmă, cu turnul. Pentru alți vărsători sunt chestii pe care voi le-ați ținut undeva ascunse. Da? Alții puteți să aflați de un conflict între două persoane. Una dintre ele e mai tânără, cealaltă e mai în vârstă. Zodia Pești. Dragii mei pești, pentru voi ziua de sâmbătă e foarte bună pe studii, pe călătorii îndepărtate. E un moment acolo în care, uite, poți să înțelegi în sfârșit de ce nu-ți merge treaba în dragoste. De ce nu-ți găsești pe cineva? Poți să găsești o soluție la problemele pe care le ai în cuplu. Poți să meditezi, poți să mergi să te rogi. Deci e un moment foarte, foarte bun pentru tine. Sau poți să găsești soluții legate de afaceri, legate de plăcerile tale, de pasiunile tale. Poate chiar te concentrezi și citești o carte în legătură cu asta sau te uiți la un documentar, cauți informații pe internet. Dar intri în general în contact cu oameni de calitate. Apoi, de sâmbătă seara deja ești în centrul atenției și e un moment în care vei rămâne foarte surprins de o reacție a unor persoane. Adică nu ți-ai imaginat tu că lucrurile vor fi atât de bune. E un moment în care ești surprins într-un mod plăcut. De asemenea, duminică, 7 mai, prima parte a zilei te găsește cu niște conflicte în relația cu o persoană importantă din viața ta. Șeful, dacă lucrezi, partenerul de viață, un părinte, e ceva acolo ce nu-ți place ție sau ceva ce auzi. Venus intră în rac și asta e de bine. Ne bucurăm pentru că se îmbunătățește relația cu persoana iubită, vei vrea să te distrezi, să te simți bine. De asemenea, va crește pasiunea în relație, cei care sunteți într-o relație. Dacă sunteți singuri, veți dori să experimentați mai mult, să trăiți intens și da, poate să apară cineva. De ce nu? Uite, dacă ești un rac singur, un pește singur, nu știu, poate unii aveți o legătură cu un rac. Eu am rămas cu Venus în rac în cap de asta. Poate e cineva din trecut, posibil și acest lucru. Dar vreau să vă spun un lucru important și anume, dacă ești singur sau singură, începând cu 7 mai, poate să apară cineva. Pentru unii pești,
Revine o persoană din trecutul vostru, în special până pe 15-16, dar dacă vrei cu adevărat o nouă persoană, vezi deschide ochii mari după 15-16 încolo că acum e momentul. Poate să apară o persoană alături de care, da, să rămâi mult timp. Și chiar o persoană potrivită pentru tine. Hai să vedem, dragi raci, dragi raci, dragi pești, nu știu ce am, îmi pare rău. Da, nu știu. Nici eu nu mă simt prea bine, că eclipsa la mine a fost exact pe casa sănătății. Sau mă rog, ghie, că încă nu e ora 8 când filmez eu acum. Așa că mă înțelegeți, voi cu siguranță mă înțelegeți că sunteți mai iubitori, mai înțelegători. 8 de cupe, renunțați la ceva, lăsați ceva în urma voastră. Fie renunțați la niște activități pe care le aveți de făcut. Unii pești e ca și cum spuneți, bun, hai să las distracțiile deoparte, hai să las puțin lucrurile care nu erau atât de serioase, da? Și hai să văd ce fac de acum încolo. Unii posibil să finalizați un proiect sau să terminați ce v-ați propus voi de făcut, doar că e un weekend așa în care vă gândiți foarte serios să faceți ceva cu viața voastră. Spânzuratul aici e cartea ta, ceea ce înseamnă că vei vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. Este un moment foarte profund, foarte intens pentru tine. E ca și cum ți se spune să lași în urmă ceva anume, fie că îți place, fie că nu. Ultima carte, Luna, foarte interesant. Luna vorbește despre o legătură cu zodia ta sau poate e legătură cu un rac, dacă tot am repetat, un scorpion. Ascultă-ți intuiția în acest weekend și indiferent ce se întâmplă, indiferent ce se amână, indiferent ce se petrece în viața ta, e foarte important aici să faci alegeri din suflet, din inimă. Dacă vrei să ieși undeva sâmbătă seara, duminică seara, chiar și vineri seara dacă vezi filmarea înainte, încearcă puțin să nu faci exces de nimic. Încearcă să ai grijă de chestia asta. E foarte important. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru toate zodiile. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag. Dacă ați rezonat cu mesajele, vă invit să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și de un weekend cât mai drăguț și cât mai relaxant.